Togană fără apă. Doar legume și picioare de porc afumate cu castraveți murați. O rețetă foarte gustoasă. Bine v-am găsit, dragii mei. Astăzi fac o rețetă foarte simplu, ușor de făcut, însă foarte demențial de gustoasă, foarte gustoasă. Și anume, voi face adidaș, așa le spunea pe vremea împușcatului, afumați. Am găsit aici, în Irlanda, și vreau să fac o rețetă pe care o mâncam cu plăcere în copilărie. Va ieși foarte gustoasă, puțin picantă, foarte gustoasă. Pentru rețetă, 2 adidași am tăiat pe jumătate, deci 4 bucăți. Aici am 3 ardei, verde, galben și roșu, ardei gras, 3 roșii, ceapă, o vânătă, sare și chili. Să dăm drumul la treabă. Ușor de făcut și foarte, foarte gustoasă. Bineînțeles că eu mereu spun că aleg cei mai ieftin, însă mulți dintre voi îmi spuneți că nu e chiar atât de ieftin în România. Adaug puțin ulei, nu foarte mult, circa 3 linguri, și vom adăuga toate legumele, să-și lase apă și atunci ceapa nu va fi prăjită, va fi călită. Aici avem cei 3 ardei. Dacă nu găsiți picioare de porc, sunt bune și cozile, coasta afumată, tot ce este afumat. Pui afumat, pulpe de pui, aripioare afumate. Și veți găti o mâncare foarte, foarte gustoasă. Eu le fac cu picioare pentru că așa este rețeta. O făcea mama mea. În acele timpuri porcul zbura la export și picioarele și căpățâna rămânea în țară. Mulți iarăși o să mă criticați, însă eu vă spun ceea ce simt. Noi n-am crescut, am crescut educați, sănătoși, însă n-am crescut cu carne macră. Era sărbătoare atunci când aveam la masă carne macră. Bineînțeles că program redus la televizor și multe, multe alte, apă caldă cu porția, căldură cu porția, însă oamenii uită și mă critică când spun ceea ce simt. Ei mă critică, eu spun, pentru că asta simt. Pentru alții probabil că o fi fost bine, pentru mine nu, eu nu fac politică, însă am suferit tare mult în acele vremuri. Dragii mei, voi lăsa să se călească circa 7-8 minute, după care vă arăt cum continui, însă înainte vin cu rugămintea la voi. Cei care nu v-ați abonat la canal, să vă abonați, nu costă bani. Eu vă fac toate rețetele care le știu cu mult drag, cu multă plăcere. Și mi-ar plăcea să primești și eu o mulțumire din partea voastră, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez. Iar dacă vă place ceea ce fac, apăsați butonul de like, nu costă bani. Dragii mei, după 10 minute, uitați câtă apă și-a lăsat legumele. Nu am adăugat niciun gram de apă. Apa provine de la vinete, după cum știți, vinetele sunt pline de apă, roșii și ardei.
Mai vreau să vă spun că picioarele, înainte să pornesc video, le-am fiert. Ca să nu mai țin video mult, le-am adăugat peste și voi lăsa să se incorporeze gustul, mai las să fiarbă aproximativ 10-15 minute. Această mâncare se numește tocăniță fără apă. Fără apă pentru că nu punem. Dacă punem apă, va ieși o ciorbă. Vom condimenta cu puțină sare, un vârf de linguriță, pentru că picioarele de porc sunt un pic sărate și eu nu mănânc prea sărat. Voi adăuga chili, nu foarte mult, și vom lăsa să fiarbă ca să își incorporeze gustul. O mâncare foarte simplă. Aici e ieftină. Pe picioare am dat foarte puțin. Am dat 4 euro, 3 euro 99. Vin ambalate în vid din România. Dragii mei, uitați cât de bine arată. Am oprit focul. Adaug verdeața. Cât de mult mărar și pătrunjel, este foarte sănătos. Mai amestecăm un pic. O mâncare simplă, ușor de făcut, puține ingrediente. Eu mereu vă repet, pentru că așa gătesc tot ce este complicat. Nu este gustos. Încercați mâncărurile de odinioară, simple, și veți descoperi un gust demențial de gustos. Așadar, voi servi cu castraveți murați. Uitați cât de bine arată. Un sos foarte bun, doar de la legume. Nu avem niciun fel de apă băgat, niciun gram de apă. Așa arată recomandarea mea pentru voi. O mâncare ușor de făcut, simplu, simplă și fără apă. Acestea fiind spuse, vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag și respect. Ne auzim la un nou videoclip.